Ucraina interzice intrarea în țară a bărbaților ruși. Anunțul a fost făcut de președintele ucrainian Petro Poroshenko, care a transmis că autoritățile din Ucraina au decis să interzică intrarea în țară a persoanelor de sex masculin cu cetățenie rusă, cu vârste între 16 și 60 de ani, în contextul amplificării tensiunilor dintre Moscova și Kiev, informează Associated Press. Într-un mesaj postat pe Twitter, Petro Poroshenko spune că a luat această decizie pentru a împiedica pe ruși să își formeze grupuri armate de voluntari pe teritoriul Ucrainei. Serviciul ucrainean de pază a frontierelor a confirmat introducerea măsurii anunțate de Poroshenko. Acțiunea Kievului este o reacție la incidentul naval de duminică, atunci când ambarcațiuni ale Serviciului Federal Rus de Securitate au deschis focul spre trei nave militare ucrainene, capturându-le și arestând 24 de membri ai echipajelor. Cele trei nave confiscate se aflau în largul fostei provincii ucrainene Crimea, anexată de Rusia în anul 2014. Cancelarul german Angela Merkel și-a întrerupt drumul spre summitul G20 din Argentina. Piloții aeronavei în care se afla Merkel au anunțat o defecțiune ciudată, existând suspiciunea de sabotaj. La puține momente după decolare, avionul a făcut cale întoarsă și a aterizat de urgență pe aeroportul din Köln, după ce sistemul de comunicații nu a mai răspuns comenzilor piloților. Conform presei din Germania, comandantul aeronavei a lăsat să se înțeleagă că a fost o defecțiune tehnică foarte gravă și care cu greu poate apărea din senin, având în vedere controlele frecvente la care este supusă aeronava. Ulterior, agenția France Press a anunțat că un zbor Iberia cu Angela Merkel la bord a decolat vineri dimineața de la Madrid spre Buenos Aires, unde cancelarul german urmează să se alăture cu întârziere summitului celor mai dezvoltate țări din lume. Peste 50 de balene au murit după ce au eșuat pe o plajă din insulele Chatham din Noua Zeelandă. Incidentul este al doilea de acest fel în mai puțin de o săptămână. Astfel, numărul cetăceilor care au murit în ultimele 7 zile după ce au eșuat pe plajele din regiunea amintită se ridică la peste 200. Departamentul pentru conservarea patrimoniului istoric și natural din Noua Zeelandă anunțase că între 80 și 90 de balene au eșuat în zona golfului Hansen. Câteva zeci de balene au reușit să se întoarcă în larg, însă 50 au fost descoperite moarte, iar una a trebuit eutanasiată. Noua Zeelandă a mai raportat în ultimele săptămâni cazuri de balene pilot eșuate, însă nu de proporțiile celor două situații. Potrivit experților, se crede că acest fenomen ar putea fi provocat de boli ale cetăceilor, de erori de orientare, de o maree care scade rapid, de condiții meteorologice nefavorabile sau de faptul că balenele sunt urmărite de un prădător.